Salutare, dragi prieteni! Bun venit la un nou episod din cariera noastră de jucător. Astăzi ne așteaptă mare mijmare, dar nu știu cu cine. Ah, cu Oțelul și Rapid Viena. Nice, nice, îmi place, îmi place. Hai să-i dăm bătaie. Mergem la meciul cu Oțelul, țaca, țaca la tocană și după aia mergem la Rapid Viena. Am înțeles. Ăștia trebuie să-i batem rău de tot. Deci nici nu se pune problema. Cu ăștia trebuie să rupem plasilii. Bodiștean. Pasă bun aici. Reușim să pasăm pentru Dan Nistorbic. Ce s-a întâmplat, mă? Ce s-a întâmplat, mă? Offside. Bun, Filip sare bine aici la cap. Serau, n-am văzut cum îl cheamă exact. Sare bine acolo. Lovrici. În jardin. Scăpăm bine aici, culoar spre poartă și fault. Ăsta trebuie să fie gol. Dăm în zid. Ba nu, bă, la rădăcina barei ce-a luat-o fraierul. A reușit să o salt peste zid, bă, asta e un lucru bun. Ghiuocel pentru Teles. Teles, că e cu doi de lui. Așa că, da. Bodișteanu, urcă bine acolo, Bodișteanu. Nu-l atacă nimeni, pasează în centru pentru Dimitrov și... Friedrich marchează. Frederic. 1-0 pentru Oțelul. Nu, trebuie să-i omorâm noi pe ăștia, îi batem de... Știi cum e, au dat și ei, am luat și noi. Teles pentru Portia. Teles pentru Jardin. Jardiniță. Bun, ce bine a dat-o ăla acolo, bă. Bic. Pasează Bic aici, șut. Stoian. Băga meșmuțul Stoian, da. Rus. Pentru Lovrici. Deposedăm bine aici. Hai mă, urcă unul. Centrare excelentă. Nistor e un idiot. Du-te în gher la Nistor. Du-te în gher la Nistor. Am pasat acolo genial. N-ai cu cine. Niște ciobani. Filip. Vătăjelul. Pasăm bine cu cap acolo pentru Calcan. Calcan, o pasă lungă. Întorc un adversar, pasez în centru. Dă-i gol, Nistore. Firar măta sus pe casă. 1-1. Minutul 42. Scăpăm bine aici? Scăpăm bine aici, oare? Scăpăm bine aici, intrăm în careu! Și n-am făcut nimic. Da.
Nimic deosebit. Jardan, Portia și pauză, dragilor. Reușim măcar să dăm o pasă de gol acolo. Egalăm 1-1 cu Petrolul. Și eu care mă gândeam, ce vorbești, 7-0 până la pauză. Ăsta cu Petrolul, cu oțelul, mă. Nu v-am zis eu. Am ațipit. Teles pentru Friedrich, marcatorul golului. Calcan. Filip. Bine, băi, calcanule, băi. Intrăm aici în centru. Șut și Mățu Stoian apără. Bun, bun, bravo. Bravo. Bine, bă, Popadiuc, bă. Doru Popadiuc. Sau cum îl cheamă pe la... Gheorghe intră în locul lui Calcan. Hai, mă. Jardan. Greșește aici pasa și Portia cu alunecare. O alunecare destul de riscantă, dar câștigă posesia. Portia din nou la balon. Trebuie să-i rup un picior pentru ce a făcut. Pasăm bine aici pentru Filip. Nistor. Nistor pasează excelent. Giuleaca din tun. Mățu Stoian apără. Rus. Mă, ce mi-a luat mingea iar. Că nebunesc acum. Filip. Bun, tătuțu! 2 la 1. Reușim să dăm gol. O pasă bună acolo lui Filip. Între doi. Facem noi cumva și tot dăm gol. Ultra attacking. Bravo, bă, tată, suntem în avantaj și el se dă pe ultra attacking. Îmi place. N-am vrut să fac asta. Serrao, mă. Nu Serrano, Serrao. Băi, băiatule, ce apără Mățu Stoian. Intrăm acolo în Jardan. Cel pentru Dimitrov. Jardan. Am zis că iau mingea la păcălici. Lovrici, Rus. Teies. Teies deposedat bine de Filip. Bic. Pasează Bic, șut cu stângul, apără Mățu Stoian. Ah! O dată, dacă nu l-am făcut pe ăsta, cel mai mare portar din lume. Lovrici se aruncă acolo ca berbecul cu capul înainte. Băi, berbecule, bă. Haideți, mă, băieți, mă, Portia pasează acolo pentru Pop. Luați mingea, că dacă ne-a egalat în minutul 90, înnebunesc. Bravo, băi. Reușim să câștigăm 2 la 1 cu greu. Deci cu greu, dacă mă întrebați pe mine, a fost un meci chiar greu. Sincer. Se putea și mai bine, dar e ok. Ce avem aici de făcut? High match performance.
să mergem mai departe, ne așteaptă meciul cu Rapid Viena. Iată că putem să facem și antrenament de data aceasta. Mai creștem un nivel. Suntem cineva, băi, tată, bă. Match day. Mergem la Viena să ne luptăm cu Rapid Viena. Am pus un pic pe pauză că e problemă cu imnul ăsta conferență. Rămânem frumos la balon. Am fost faultat. Hai mă să o încercăm pe poartă. Hai mă să o încercăm pe poartă. Ghiulea o adun frundul grădinii. Ce? Dacă chiar credeam că intră asta. N-am avut cu cine pasa acolo. Solbauer. Gartler degajează acolo. Ajunge mingea cu noroc la noi. Șut și gol. Minutul 10. Golazo. Minutul 10. Mă duc prima oară în Conference League. Pac, 10.000 șpagă. Hai că a fost frumos. Avem 1-0. Reușim să deschidem scorul în primul meci din Conference League. E premieră, tată. Premieră. Premieră, tată. Kipciu. Pasează bine Kipciu aici. M-a deposedat. Urât. Solbauer. Din nou la balon. Querfield. Pejiț. Bun, pasăm bine aici pentru Calcan, care este deposedat. Și din afara careului, Gartler se întinde acolo. Și eu care speram să iau și mingea dacă... Pasăm bine, dar Calcana a țipit, n-a reușit. Un meci static ăsta cu Rapid Viena, sincer. E mai mult pe contre. Na, exact ce zic. Pasăm aici bine pentru Vătăjelu. Vătăjelu urcă bine acolo, Vătăjelu. Ia uitați-vă voi, numai blocaje peste blocaje, pasă greșită. Da, e un pic complicat meciul ăsta. E genul ăla de meci de nu înțelegi nimic din el. Nistor câștigă acolo posesia și pasează. Îl văd și eu aici pe Kipciu. Nistor cu un șut peste poartă. Avem 1-0 la pauză, dragilor. Aici la Viena, un meci greu. Băieții știe fotbal. Nu toți poate. Aia e. Pejiț. Pas acolo în bandă. Greșesc cei de la Rapid Viena. Scăpăm bine aici. Haide mă, urcă mă ca să-ți dau pasă mă. Du-te bă băiatule bă. Solbauer respinge mingea în corner. Șut.
Total. Bă, total aiurea șutul ăsta. Gartler degajează acolo. Grcici. Grcici. Un pentru Pejiț. Haideți, bă, băieți. Scap aici rapid Viena pe contraatac. În centru Grul. Save-ul. Shoot peste poartă. Noroc că n-a dat prea bine cu necapsa. Intrăm în careu, șut și marcăm pentru 2 la 0, minutul 62. Și cred că deja s-a conturat finalul acestui meci. Șut cu stângul pe colțul lung. N-are ce să mai facă portarul celor de la Rapid Viena. Avem două goluri avans. Sperăm să nu reușească să revină, cu toate că au timp și să bată, nu numai să revină. Dar aia e. Mitrea aruncă mingea în atac. Bic. Dan Nistor. Dan Nistor. Bă, ce proaste dă ăsta pasele. Zici că îi pare rău, bă, băiatule. Haide, mă. Oancea pentru Miron. Bic încearcă acolo să degajeze. Bejiț. Grul. Deposedat acolo de Bic, care pasează excelent. Hai că e a noastră. Hai că e a noastră. Pasăm bine aici pentru Bic, care șutează în blocajul lui Solbauer. Măi, culiță, i-am spart gura. Intră Chic în locul lui Bejiț. Nasoală pas. Bă, dar nu... Nu înțeleg nimic. Dăm pas asta pe poziție viitoare. Bic Mitrea. Solbauer. Haide, mă, băiete, mă. Intrăm aici în care o pasăm excelent pentru Kipciu și 3 la 0 în minutul 91. Superb. Extraordinar. Câștigăm fără drept de apel. Nu mai știu cu cine suntem în grupă. Aia e. Le-am făcut pe toate ca la carte. Avansăm până la meciul cu UTA Arad. Și, dragilor, cam asta a fost tot pentru azi. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat, aveți grijă de voi. Pa!